a doua jumătate a secolului XIX și până la începutul secolului XX, în presa internațională apar articole cu informații despre o serie de crime prin otrăvire întâmplate în satele Banatului de Câmpie și în partea de est a Ungariei. Spre exemplu, unul dintre articole relata faptul că în localitatea Satkinez, pe parcursul unui an, au fost ucise prin otrăvire aproximativ 100 de persoane. Așadar, suntem în Banatul de Câmpie ca să descoperim istoria ascunse. Jebel, Satkinez și Igriș din județul Timiș sau Șiria din județul Arad sunt doar câteva dintre localitățile în care, conform presei secolului XIX și a începutului de secol XX, otrăvirea cu arsenic devenise o modă și o modalitate de a scăpa de persoanele nedorite. Cu toate acestea, nu bănățenii sunt cei care folosesc în premieră arsenicul în astfel de scopuri. Dacă privim în urmă, substanța a fost vedeta unor cazuri celebre de otrăvire de-a lungul istoriei. Maria Georgeta Stoian, expert criminalist și fost șef al Serviciului de Expertize Fizico-Chimice din cadrul Institutului Național de Criminalistică, ne ajută să clarificăm câteva dintre aspectele legate de folosirea arsenicului în epocile anterioare. În Roma antică era folosit pentru ca depilator pentru îndepărtarea părului de pe organele genitale. Iar în epoca victoriană, deci deja anii 1800 și, era folosit ca un produs cosmetic. Deci se spunea că e interesantă paloarea arsenică și se folosea pentru a îmbunătăți aspectul tenului și al feței. Cu toate acestea, arsenicul a rămas în istorie ca o otravă folosită în scop criminal. Moda otrăvirilor era adoptată încă de pe vremea egiptenilor, timpurii a grecilor, a romanilor antici. Numai că pe vremea aceea vina unui otrăvitor era determinată în mare măsură prin dovezi circumstanțiale, prin mărturii orale, fără niște teste chimice științifice care să ateste otrăvirea. Chiar pe vremea romanilor, spre exemplu, otrăvirile erau atât de frecvente încât pe lângă palat existau otrăvitori de profesie. Pentru că în epocile trecute erau atât de frecvente otrăvirile în cercurile puterii, oamenii importanți au încercat să se protejeze, așa cum s-au priceput mai bine. Director al Institutului de Medicină Legală Timișoara, medicul Alexandra Enache ne facilitează accesul către o zonă mai puțin cunoscută. Din antichitate, conducătorii care se temeau de otrăvirea cu arsenic au dezvoltat o metodă proprie de imunizare. Luau doze mici, care nu le produceau efecte digestive foarte importante, foarte grave și, în acest fel, organismul se obișnuia. Creștea doza, ei erau tot mai protejați și aveau această convingere că dacă cineva intenționează să-i ucidă cu arsen, ei nu vor fi sensibili la produsul respectiv. Cele mai multe dintre procesele instrumentate în urma crimelor prin otrăvirea cu arsenic și petrecute cu mai bine de 150 de ani în urmă au avut la bază inițial mărturii și apoi au fost făcute analize, evident în acord cu posibilitățile tehnice ale epocii. Arsenicul este denumirea frecvent utilizată pentru anhidrida arsenioasă sau trioxidul de arsen, iar denumirea populară este de șoricioaică sau șar sau șoricească, pentru că, de fapt, ea era utilizată, această substanță era utilizată pentru eradicarea șobolanilor din gospodării. Asta a fost principala ei utilizare. Numai că ea, prezentându-se ca o pudră de culoare albă, care nu avea un gust, era un pic dulceagă, este un pic dulceagă, dar nu avea un miros caracteristic, era foarte greu de decelat și atunci de-aia a devenit un instrument extraordinar pentru crimă.
În comunități, poveștile acestor cazuri nu s-au păstrat, n-au fost cercetate de istorici sau de specialiști din alte domenii. Însă, relatările presei din acea perioadă, în timpul sau la finalul proceselor ce au avut loc împotriva făptașilor, sunt indicii care conturează un posibil fenomen de masă petrecut în satele bănățene. Ca să înțelegem dinamica socială a Banatului în epocile trecute și până să descoperim poveștile cazurilor, ne întâlnim cu Adriana Babeți, romancier, eseist, profesor universitar, dar și un fin observator al realităților trecute și actuale ale societății bănățene. Timișoara și regiunea care o înconjoară, ca de atâtea ori, e tot la margine de imperiu, a fost întotdeauna la margine de imperii și această poziție periferică poate fi privită din două perspective, pe de o parte cu avantajele ei și pe de altă parte cu dezavantajele ei. Ei, la suprafață lucrurile par a fi pacificate și tihnite. E un spirit care îl continuă pe acel Biedermeier de provincie, ilustrat din plin în satele și în orășelele și în orașele din Banat. Și totuși, în subterană apar niște curenți, niște turbioane, ca să zic așa, care așează această regiune marginală, călduță, tihnită, pacificată, o așează pe o hartă, să zicem, a ciudățeniilor, mai mult chiar pe o hartă a criminalității. Societatea sfârșitului de secol XIX, începutului de secol XX, în această zonă a Imperiului Austro-Ungar, era o societate extrem de stratificată. Oamenii săraci erau foarte săraci, oamenii bogați erau foarte bogați, nu prea exista o clasă de mijloc. De formație jurnalist, dar și autor al unor volume care aduc în prim plan aspecte ale istoriei Aradului, Andrei Ando a fost mereu preocupat să înțeleagă diversele aspecte ale istoriei locale. Crimele prin otrăvire, petrecute în Banatul de Câmpie și în zona Aradului, erau săvârșite în proporție covârșitoare de femei. Însă, femeile nu ucideau la întâmplare. Cele mai multe dintre victime erau chiar soții acestora. Atât în mediul urban cât și mediul rural, rolul femeii era acela de creșterea copilului și de educarea copilului. Nu își depășește condiția de casnică până mult după Primul Război Mondial. Primul Război Mondial aduce niște mutații sociale, aduce, dacă vreți, o emancipare, o iluminare, sfârșitul Primului Război Mondial și reașezarea societății de atunci. Dar înaintea Primului Război Mondial și în perioada Primului Război Mondial, locul femeii era acasă, să își îngrijească copilul, dependentă în exclusivitate de sursele de venit ale soțului, indiferent că discutăm despre doamnele din înalta societate sau femeile de la periferia societății. Oare rigiditatea normelor sociale ar fi putut pune atât de multă presiune pe femei, încât la un moment dat apăreau fisuri în conduita morală? Nu era lumea de astăzi, nu puteai pleca de acasă, nu te puteai despărți, pentru că anatema era aproape la fel de mare ca atunci când săvârșai o crimă. Practic, una era o crimă morală împotriva valorilor fundamentale ale familiei, iar cealaltă era o crimă socială, o crimă după dreptul penal. Este clar că erau căsătorii în proporție covârșitoare aranjate. Toată literatura vorbește despre așa ceva. Căsătorii făcute din interes, aranjate de familii, cu niște bărbați pe care nici pe departe nu-i iubeau. Și poate să fie un motiv de exasperare, dar totuși a comite o crimă. Și totuși, periodicele vremii relatează un număr însemnat de crime prin otrăvire în satele Banatului de Câmpie. Ce ne spune faptul că exista o astfel de incidență? Păi, în primul rând ne spune că și femeile își doreau de foarte multe ori altceva de la viață, în afara căsnicilor de conveniență. Ne spune că femeile acelea erau probabil profund nefericite,
probabil că unele dintre ele erau abuzate, erau încorsetate în niște cutume ale epocii care, potrivit cărora divorțul era prohibit, era un tabu, nici nu se putea pune problema că cineva ar putea divorța și cu atât mai mult ca o femeie să inițieze divorțul, pentru că asta era o pată asupra moralității sale. Și atunci aceste doamne care doreau să găsească recurgeau uneori chiar și la cele mai neortodoxe metode. Câteva dintre crimele prin otrăvire cu arsenic petrecute în Banat au fost celebre în epocă, iar știrile despre aceste întâmplări au făcut în conjurul lumii. Așa se întâmplă și în mai 1877, când cotidianul praghez, Prager Tagblad, relata despre procesul ce se judeca la Kikinda. În acea perioadă, atât Banatul românesc cât și cel sârbesc aparțineau Imperiului Austro-Ungar și, în funcție de poziționarea satelor în regiune, era aleasă și curtea de judecată. Conform cotidianului, procesul judecat la Kikinda avea în spate 6 ani de investigații, iar principalii suspecți erau 2 femei. Rachita Bogioc, din S. Nicolae Mare, și Flora Minda, din Igriș. Rachita prepara arsenicul, iar Flora devenise dealerul de substanțe în satul ei. Cele două s-au cunoscut când Flora din Igriș, îndrăgostită de un alt bărbat, a cumpărat arsenic ca să scape de primul soț. Și totuși, cum s-a aflat despre acest caz? Ei bine, cuprins de remușcări, cel de-al doilea soț al traficantei de arsenic le-a părât la jandarmerie pe cele două. În timpul procesului, s-a aflat că alte 4 femei din sat au cumpărat arsenic ca să-și otrăvească soții. În acest caz, sentința Florei Minda a fost închisoare pe viață, iar cea a Rachitei a fost 7 ani de închisoare. Articolul din Prager Tagblad nu amintește dacă la Igriș au fost făcute autopsii pentru a stabili motivul deceselor. Cert este că în 1836, chimistul James Marsh publică metoda de identificare a arsenicului în cazul unui deces în care exista suspiciunea de otrăvire. Ce putem cataloga drept suspiciune? Faptul că o persoană, până atunci sănătoasă, are anumite manifestări bruște, brutale, care apar dintr-o dată, de regulă manifestări digestive, pentru că majoritatea cazurilor de intoxicație, nu doar cele cu arsen, pot să aibă manifestări digestive. În general, pentru toxice, e greu de legat simptomele pe care toxicele le prezintă întotdeauna cu otrăvire, ci se bănuiește o intoxicație alimentară, probleme de genul ăsta, până când se constată simptomele care te pot conduce la o eventuală otrăvire cu un toxic de acest gen. Cele mai importante semne ar fi cele digestive în cazul unei intoxicații acute. Grețuri, vărsături, stare de rău, slăbiciune, dureri abdominale. La intoxicația cronică apar acele dungi albe în patul unghial, dungile lui mes. Și chimia care a evoluat, da, ne permite să distingem și să facem analiză din unghia respectivă și să aproximăm data la care toxicul a pătruns în organism. Se face o socoteală simplă, crește unghia cu anumită viteză și pe o lungime de, cred că, 1 milimetru pe săptămână, și atunci poți să distingi momentul în care a pătruns toxicul în organism. La fel în firul de păr. Pe parcursul unui deceniu, la trecerea dintre secolul XIX și cel următor, în presa de peste ocean sunt rostogolite 2 cazuri de crime în serie, decesele survenind în urma otrăvirii cu arsenic. Unul se întâmpla la Jebel, iar celălalt la sat chinez. Pe la 1900, când a fost cazul de la sat chinez, deja procedurile chimice de determinare, pe de o parte, au evoluat și
posibilitățile determinării cantitative au evoluat. Pe de altă parte, și cunoștințele de fiziologie umană au evoluat și asta înseamnă că nu s-au căutat doar în conținutul stomacal urmele de arsen, ci în toate organele. Ori organele importante în cazul intoxicațiilor sunt ficatul, care realizează metabolizarea, și rinichii, prin care se elimină toxicele. În articolele presei americane este menționat faptul că atât la Sat Kinez cât și la Jebel au fost exhumate cadavrele celor care au decedat în urma otrăvirii cu arsenic. Apoi, probele au fost trimise la Budapesta pentru a fi analizate. La Jebel s-a stabilit că în urma otrăvirii cu arsenic au fost 14 decese și 12 persoane au fost acuzate. Cel care împărțea otrava era chiar farmacistul satului. La Sat Kinez au fost exhumate 25 de cadavre, iar în epocă se specula că 100 de persoane din sat ar fi fost otrăvite. Marta Petroman a fost găsită vinovată pentru distribuirea arsenicului oricărei femei ce dorea să scape de soț sau de un alt membru al familiei. Astăzi, în cimitirul de la Jebel, nu mai pot fi identificate mormintele celor care au fost uciși prin otrăvirea cu arsenic. Însă, în epocă, spre exemplu, dacă într-o localitate apăreau mai multe morți suspecte, în cimitire erau lăsate bilețele prin care sătenii erau avertizați că în comunitate ar putea exista un ucigaș. În Comitatul Arad există un caz celebru care a făcut înconjurul planetei, a ajuns și în presa Statelor Unite. Este vorba de o moașă din Comuna Șiria la vremea respectivă, Florica Duma se numește, care avea 59 de ani la data la care a fost arestată și în contul căreia au fost trecute aproximativ 50-60 de crime. Nu se cunoaște cu exactitate numărul celor pe care i-a omorât. Florica Duma a recunoscut oficial doar 8 crime. Au mai fost exhumate alte 20 de persoane și în cazul altor 30 existau doar suspiciuni rezonabile că ar fi fost victime ale acestei femei. Florica Duma avea un mijloc de operare ingenios, cumpăra hârtii de muște pe care la țară atârnă din perete și de care se prind muștele. Calculase că ar avea nevoie de aproximativ 200 de bucăți ca arsenicul pe care acestea le conțin să fie letal, să aibă o acțiune asupra organismului uman. Înmuia aceste 200 de hârtii de muște în apă, apoi printr-o metodă pe care ea o știa, decanta arsenicul. Arsenicul îl dădea soțiilor victimelor care trebuia să îl administreze într-o anumită doză, într-un interval mai lung de timp, și o să vă spun eventual și de ce era acest interval mai lung de timp. Iar criminala primea 30 de lei în contravaloarea lor actuală pentru ajutorul pe care îl dădea soției să scape de soțul ei. 30 de lei... Nici nu știu ce cumperi cu 30 de lei, poate două șaorma. Pentru două șaorma își aducea contribuția la uciderea unui om. Asemenea acestui caz, și în alte articole sunt amintite sumele pentru care erau vândute dozele de arsenic. Se pare că nu exista un preț standard, însă sumele fluctuau între 5 și 40 de florini, ceea ce astăzi ar însemna între 70 și 500 de euro. Moașele aveau un nivel de pregătire de bază în domeniul medical. Probabil că știau cum să opereze cu anumite leacuri, cu anumite substanțe, cu atât mai mult cu cât moașa era de foarte multe ori și medicul curant al unei comunități. Nu fiecare localitate, mai ales cele mai sărace, aveau medicul lor. Medicul deservea un anumit perimetru și se deplasa în funcție de necesități. Dar trebuie să ne gândim la faptul că la sfârșitul secolului al XIX, în anii 1800,
ca un medic să ajungă la orice fel de sesizare, cineva trebuia să meargă să-l anunțe și asta putea să dureze până ajungea la el câteva ore. Medicul trebuia să aibă noroc ca medicul să fie acasă și să răspundă imediat la apel și să se întoarcă la pacient și mai dura câteva ore și exista probabilitatea pierderii pacientului. De asta moașele în unele locuri suplineau acest personal medical calificat în universități. Cei care vindeau arsenic aveau o minimă instruire medicală. Fie fuseseră pregătiți în școli, fie au dobândit abilități medicale prin asistarea doctorilor în diverse circumstanțe. În epocă, orice sat avea cel puțin o moașă care, în afara nașterilor, putea să îl suplinească pe doctorul localității. Această moașă despre care vorbim de la Șiria, Florica Duma, nu este o insulă izolată, pustie, într-o mare de onestitate. Probabil că a existat o comunicare, au existat experimentări de tot felul, au aflat una de la cealaltă și arsenicul nu crea în epocă, nu lăsa urme foarte vizibile. Efectiv, omul... Simptomul era că omul se îmbolnăvea, își pierdea tot mai mult din puteri, tot mai mult din puteri și se stingea ca flacăra unei lumânări. De-a lungul istoriei, arsenicul a fost în centrul unor povești celebre și este suficient să amintim de familia Borgia sau de Napoleon Bonaparte. Crimele prin otrăvire cu arsenic petrecute în satele din Câmpia Banatului completează realități ale epocilor trecute. Chiar dacă la finalul secolului XIX și începutul secolului XX s-au făcut cercetări, este evident că nu s-a aflat nici până acum numărul total al celor care au fost otrăviți cu arsenic în acea perioadă. Pe de altă parte, refuzul de a cumpăra o rochie, gelozia, abuzurile domestice s-au numărat printre motivele pentru care bănățenii au fost otrăviți cu arsenic în acea perioadă. Cei găsiți vinovați au primit pedepse diverse. Închisoare pentru o perioadă de câțiva ani sau chiar pedeapsa capitală. Pe data viitoare, la alte istorii ascunse.